Emi, ce să zic? Cum să spun? Cum zicea Marica Veronica, care a fost în 59 scoasă din mănăstire, avea sub 50 de ani, abia era la seminar și nu aia s-a mai întors. La sub patele acolo. Vezi că au plâns, au slăbit de la 60 de kilograme la 40 de kilograme. După aia s-o mai obișnuit și o trecut că ea e o ființă care trece prin toate. Că veni la 10 ani dintr-o comună din județul Argeș, pe jos. Mă vechi. Dar, o să spun ceva, știi cum e noi ca baptist? Sau crești? Deci tu e rugăciunea sau Biblia știi. Dar bă, au trecut 20 de ani de pocăință. Nu zic să nu citim Biblia, dar eu zic că n-am acces. Să accesăm Biblia în creierul nostru. Și atunci asta e și ce zine în minte. Tatăl nostru, meditezi asupra lui, așa, și așa îl spui. Sau, mă, poate, bine, în fine, nu știu, eu o spun. Fiecare dimineață și seară. Și după aceea stai să ai 5-3 și te gândești. Că și Iisus a avut un tată dur. A avut un tată dur cu el.